Caz șocant la Florești, un bărbat și-ar fi ucis tatăl după care l-ar fi îngropat în grădina. Sora victimei a fost cea care a alertat poliția după ce acesta dispăruse de o săptămână. Oamenii din localitate sunt șocați de cele întâmplate. Nu era de acum o săptămână. Cineva s-a priceput că acolo s-a dus la poliție și mai departe nu știu. Dar strașnic. Am oameni buni, nu găsești. Astea sunt răi, că n-au bani, n-au de mâncare, n-au de lucru, n-au... Lumea e răită. De mult nu l-am văzut, el nu prea ieșea prin sat, nu... Dar zici că așa grește lumea că... Fișor să luăm. Dar grește lumea, dar că trebuie să decajați cineva, că... Pe acest caz, poliția a inițiat o cauză penală. La 5 august, polițiștii din Florești au fost sesizați de o femeie din satul Băhrinești, precum că de 6 zile și caută fratele de 64 de ani, locuitor al aceluiași sat, despre care nu se cunoaște locul aflării. În urma cercetărilor minuțioase ale gospodăriei bărbatului dispărut, în grădină a fost depistată o porțiune de teren prelucrat recent. Ca urmare a săpăturilor, polițiștii au găsit cadavrul bărbatului de 64 de ani cu semne vizibile de moarte violentă. Individul a fost reținut pentru 72 de ore și este cercetat penal pentru omor. Victima a fost îngropată astăzi în cimitirul din localitate.